Marginalizat de PSD după ce a contribuit esențial la câștigarea alegerilor locale din 2012, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae consideră că proiectele sale politice și cele care vizează dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu nu pot fi duse la bun sfârșit dacă rămâne alături de socialdemocrați. Prin urmare, după o lungă perioadă de negocieri, Florian Nicolae s-a înscris în Partidul Național Liberal, o decizie așteptată și salutată de susținătorii săi. Mutarea de pe scena politică giurgiuveană a fost parafată azi în prezența secretarului general al PNL Marian Petrache și a celor doi copreședinți de la Giurgiu, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan. Este un moment care pentru mine reprezintă o răsplată pentru ultima perioadă, în care nu puțin ziariști, nu puțin actori politici importanti au încercat să acrediteze ideea că PNL merge pe o pantă descendentă, că nu reprezentăm o platformă care să acumuleze oameni valoroși, proiecte pentru Giurgiu, fie că vorbim de municipiu, fie că vorbim de județ. PNL, pentru ceea ce își propune ca și obiectiv anul viitor, pentru ceea ce își propune ca să vină în fața alegătorilor cu proiecte coerente și realizabile, trebuie să câștige și primăria municipiului Giurgiu, să păstreze și președinția și majoritatea în Consiliul Județean. Pe acest subiect, cu toate fațetele lui, dacă vreți, am discutat de multe ori cu domnul deputat Nicolae Florian și eu și domnul copreședinte Gigi Ștefan și împreună și separat. Am găsit în persoana domniei sale, dincolo de faptul că ne cunoaștem de foarte mult timp, un om deschis unor abordări constructive dedicate giurgiuvenilor. Venirea domnului deputat Nicolae Florian de astăzi în rândurile Partidului Național Liberal reprezintă pentru noi un prim cap de pod în ceea ce privește câștigarea alegerilor locale de anul viitor. Aproape toți dintre dumneavoastră m-ați întrebat în conferințele de presă și în emisiuni când vine și dacă vine domnul Nicolae Florian la PNL. Astăzi, uitați-l, este aici, v-am spus de fiecare dată că mi-l doresc și mi-l doresc primar al municipiului Giurgiu. Am deplină încredere în domnia sa, l-am apreciat pentru tot ceea ce a făcut până acum, pentru modestitatea și onestitatea cu care a făcut politică, pentru modul în care și-a construit o companie și sunt convins că va fi un foarte bun gospodar al municipiului Giurgiu. Am discutat de mult cu domnul deputat despre această intenție, am așteptat momentul prielnic. Sper că dincolo de o candidatură cu șanse foarte mari la primăria Giurgiu să ne aducă și liniște de care avem nevoie. Îmi doresc acei doi copreședinți, acum când avem un candidat cu șanse foarte mari la câștigarea primăriei Giurgiu, să înțeleagă care este miza jocului, să trecem peste orgolii. Deși pentru Florian Nicolae trecerea la PNL nu a fost o decizie ușoară, motivația o reprezintă interesele comune ale giurgiuvenilor și nu cele personale. Florian Nicolae a declarat că, deși a făcut parte dintr-o echipă mare, cum este cea a PSD-ului, a rămas singur atunci când a venit vorba de dezvoltarea unor proiecte majore în beneficiul giurgiuvenilor. Trebuie să continuăm ceea ce s-a făcut bine în activitatea politică a Partidului Național Liberal în Giurgiu, să respingem stările conflictuale, să procedăm la incluziunea tuturor membrilor de partid și a celorlalți simpatizanți ai partidului, ci să nu să-i marginalizăm, să avem încredere în noi și împreună putem să avem o reușită atât la nivel municipal cât și la nivel județean pentru alegerile locale de anul viitor. Mi-a fost foarte greu să iau această decizie de a demisiona din rândurile Partidului Social Democrat, dar trebuie să punem înaintea intereselor noastre interesele comunității pe care o reprezentăm. Iar de unul singur am considerat că nu pot participa la implementarea unor proiecte majore pentru urbea noastră, și bineînțeles că consider reconstrucția unei echipe unite din partea Partidului Național Liberal
o consider o victorie și un câștig pentru urmea noastră. Oficial, deputatul Florian Nicolae este candidatul PNL la alegerile din 2016 pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. O misiune deloc ușoară, dar cu șanse foarte mari de câștig, având în vedere simpatia de care se bucură în rândul giurgiuvenilor.